Dreptunghiul este o figură geometrică ce poate fi găsită peste tot în jurul nostru. Haideți să vedem cum decurge o dimineață obișnuită a lui Mircea, profesor de matematică. Mircea se trezește în patul lui dreptunghiular. Primul lucru pe care îl face este să privească pe fereastra sa dreptunghiulară pentru a vedea dacă vremea e frumoasă, alegându-și hainele potrivite pentru serviciu. După aceea, privește la telefonul lui dreptunghiular, verificându-și e-mailul. Apoi, mănâncă o gofră dreptunghiulară de pe masa lui dreptunghiulară și, în timp ce mănâncă, privește la televizorul lui dreptunghiular. E timpul să meargă spre școală. Deschide ușa dreptunghiulară și pleacă spre serviciu. După cum putem vedea, în dimineața lui Mircea, dreptunghiurile sunt peste tot în viața lui. Alte câteva exemple ar fi cărțile de joc, banii, tabla, biscuiții, tava, plicul, telecomanda televizorului, steagurile, magneții dreptunghiulari, înghețatele sandwich, ramele, oglinzile. Acum, haideți să ne întoarcem la geometrie. Care este definiția unui dreptunghi? Un dreptunghi este un paralelogram care are un unghi drept. Proprietăți. Orice dreptunghi are 4 unghiuri drepte. În orice dreptunghi, laturile opuse sunt paralele și congruente. Aria unui dreptunghi. Aria este baza înmulțită cu înălțime. Aria egal baza ori înălțime. Exemplu. Un dreptunghi are o bază de 8 metri și o înălțime de 4 metri. Care este aria sa? Aria egal 8 metri ori 4 metri egal 32 metri pătrați. Perimetrul unui dreptunghi este egal cu suma lungimilor tuturor laturilor sale. Perimetru egal bază plus bază plus înălțime plus înălțime. Dar, deoarece laturile opuse ale unui dreptunghi sunt congruente, e suficient să știm doar baza și înălțimea. Perimetru egal 2 ori bază plus înălțime, unde B este lungimea bazei și H este lungimea înălțimii. Exemplu. Aflați perimetrul unui teren dreptunghiular de baza 40 metri și înălțime 30 metri. Rezolvare. Perimetrul egal 2 ori baza plus înălțimea egal 2 ori 40 plus 30 egal 140 metri. Perimetrul este egal cu 140. Și acum despre diagonale. Diagonala este segmentul obținut prin unirea vârfurilor opuse ale unui patrulater. Dar care sunt proprietățile dreptunghiului referitoare la diagonalele sale? Un dreptunghi are două diagonale congruente. Punctul de intersecție al celor două diagonale ale unui dreptunghi se află la mijlocul fiecărei diagonale. Fiecare diagonală împarte dreptunghiul în două triunghiuri dreptunghice congruente. Deoarece triunghiurile sunt congruente, ele au aceeași arie și aria fiecărui triunghi este egală cu jumătate din aria dreptunghiului. Lungimea diagonalei este egală cu radical din baza la pătrat plus înălțimea la pătrat. Exemplu. Un dreptunghi are baza 12 cm și înălțimea 5 cm. Care este lungimea diagonalei? Diagonala egal radical din 5 pătrat plus 12 pătrat egal radical din 25 plus 144, radical din 169 egal 13 cm. Haideți să vedem un exemplu în care aria dreptunghiului ne ajută în situații reale. Mihai vrea să cumpere mochetă nouă pentru apartamentul său. Apartamentul are un dormitor, o sufragerie, un hol și o baie. Ca să afle câtă mochetă este necesară pentru a acoperi suprafața întregului apartament, va aplica formula ariei dreptunghiului. Aria egal baza ori înălțimea. Aria egal 24 metri ori 12 metri egal 288 metri pătrați, adică suprafața totală ce va fi acoperită cu mochetă, casa lui Mihai având 288 metri pătrați. Și acum un alt exemplu concret în care vom utiliza formula de calcul a lungimii diagonalei dreptunghiului.
Să presupunem că în 2 săptămâni începe campionatul mondial de fotbal și vrem să cumpărăm cel mai mare televizor posibil ca să vedem cât mai bine toate meciurile. Dar e important să luăm cel mai mare televizor posibil care să încapă în sufrageria noastră. Baza disponibilă pentru televizor în casa noastră este de 48 de inci. Înălțimea disponibilă pentru televizor în casa noastră este de 27 de inci. Diagonala egal 48 la pătrat plus 27 la pătrat egal radical din 2304 plus 729 radical din 3033, aproximativ 55 de inci. Deci, cel mai mare televizor pe care îl putem cumpăra va avea o diagonală de 55 de inci. Dacă vi s-a părut util acest tutorial, vă invităm să ne fiți alături și la următoarele noțiuni din matematică.